că este totul perfect. Hai să vedem, hai să vedem. Au venit. Bună ziua! Măi, Aida, îți doresc succes, ești la a treia emisie. Bună ziua! Domnul emisie, Paul Surugiu și doamna Elena Rodica Lupu. Bine ați venit, arăți extraordinar. Am venit cu mare bucurie să fim alături de Aida. Eu știu că în emisia asta se mănâncă și pentru că se mănâncă, nu puteam să refuzăm invitația. Mulțumesc. Vorba anecdotei, noi nu mâncăm seara. Noi suntem ardeleni, dar cum crezi că am venit să stăm acasă să mâncăm un pește simplu? Da, în a treia ediție mâncăm un pește. Da? Haideți, poftiți la fotolii, pentru că aud că au venit și ceilalți invitați. Doamna Marina Florea! Bună ziua, bine ați venit! Și doamna Evelin Maria Croitoru, bine ați venit! Bună, Aida! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Mă bucur enorm de mult! Vin mirosuri plăcute, îmbietoare! Veniți! Vă rog, vă poftesc pe fotolile din bucătărie. Și... acum am liniștit! Văd că am persoane deosebite! Știu că și tu, Paul, pregătești o emisie specială nouă. Vreau să spun, Aida, înainte de a spune despre lucrul acesta, că nu întâmplător în platoul tău sunt doi scriitori și doi artiști, doi scriitori și poeți. Asta pentru că un artist trebuie să știe să-și aleagă versurile și atunci am zis să venim cu doi prieteni special, cu două minunate doamne care scriu foarte frumos, pentru că e foarte importantă colaborarea între interpreți și poet. Și atunci ne cunoaștem de foarte mulți ani și am spus că cele două doamne sunt gospodine desăvârșite și pe mine și pe Marina, că noi suntem mai mult plecați pe drumuri, da, toată că... viața am fost pe drumuri. O să încerci aceste două doamne să ne sprijine în bucătăria ta. Cu siguranță aveți sprijin de calitate, dar știu că doamna ți-a scris și versurile, textele a patru cântece? Da, patru cântece, dar nu cred că sunt mai multe, cred nu? Că... Da. De amanta mea e muzica, îi rămânem amândoi, da, să împletim, e un cântec frumos, să împletim iubirea și cântă un artist. Sunt diferite albume, diferite materiale discografice. Grafice, doamna Elena Rodica Lupu a scris versurile și nu întâmplător am adus-o astăzi pentru că tu mi-ai spus că vom găti pește și ea este expertă în pește, de-am și chemat. Dar mai ales că noi în Ardeal nu mai păstrăvul îl mâncăm, că nu avem mare, nu avem Dunărea pe aproape, avem mureșul cu somn, dar și mai dacă, rar. Dacă în Moldova ia acasă mămăliga cu pește și cu mujdei, la noi, spun sincer, cel puțin din zona de unde vin eu, de la Turda, Câmpia Turzii, județul Cluj, peștele îl făceam prăjit, întotdeauna prăjit și cu cartofi pai. Noi nu făceam mămăligă. Și mâncam cu foarte mult mujdei de la gros, îngroșat, să aibă gust. Păi, să știi, în mujdei nu se pune apă. Da. Se pune apă, dragii mei, în mujdei, niciodată. Da? Să ne înțelegem. Și este eu, lege. Aida, pentru că vin de la 20 de kilometri de Paul din Războieni, de lângă Câmpia Turzii, Turda, da. La fel îți spun și eu. Cea mai bună pasăre la noi e porc. Deci ardelenii mai răruți cu peștele. Ok. Doamna Marina. Ne spunești ceva despre noul album? Despre? Un nou album? Pregătiți cumva un nou album? Da, în toamna aceasta casa de discuri Eurostar, prin amabilitatea și sprijinul artiștilor, am fost solicitată pentru acest album minunat, care se va intitula Stele Perechi. Ce frumos!